Așa, da, dragilor, bună seara și bun găsit la întâlnirea cu profana. Ia spune din nou la treabă. Cosmine, continuăm proiectul nostru cu hotărâri, cu așa, cu permitate, și anume am vorbit despre inecuații, nu? Inecuații. Sisteme de inecuații, nu? Sisteme de inecuații. Și ai văzut care e tehnica aceea de a gândi ca niște funcții, nu? Numărător, numitorul, și să îndată facem semnul funcțiilor respective. Ca să ne încălzim, hai să luăm... Am să dau o funcție. Eu te cam uitat să pun lumina. Deci să dau o funcție. Uite, e altă viață acum. Da. Sunt cu și ușa acasă. Deci să dă funcția f de x. Dau rețeta. F de x egal cu radical din 3x minus 1 supra x pătrat minus 1 pe lângă 5x minus 2. Deci aceasta este funcția. N-am dat decât legea de corespondență a funcției. Observ, nu? Rămânând ca noi stabilind domeniul de ficții. Asta e sarcina noastră. De multe ori găsim așa greșiții să se stabilească domeniul de ficții a funcției. Deci se dă relația, legea, după care obținem ghicii. Și noi nu facem altceva decât să găsim domeniul de ființe. Cu domeniul îl punem mai mare, nu mulțimea mai amplă. Este definită pe el. Așa zice odată el, nu? El da. Definită pe el, îi spui tu, cu valori în el, da? Și să fie diferit, numitorul să fie diferit de zero. Păi dacă zici definită pe el, nu fii atent. Dacă zici definită pe el, înseamnă că tu ai luat toate măsurile, știi tu tot. Că n-ai voie să lași în domeniu, în mulțimea asta, X cărora să-mi pui ceva în corespondență. Da. Deci, te-ai grăbit că ne-ai spus definită pe el. Da. Tocmai aici e tot secretul, să vedem exact care e domeniul definiției. Corect. Cu domeniul nu ne frământă foarte tare, ci domeniul de definiție. Adică e vorba de a, de a lăsa aici mulțimi numai pe cei X cărora li poți găsi imagini. Și vedem că funcția asta este un radical de ordin 2. Da. Ce știi despre radicalul de ordin 2? Păi dacă îl ridicăm la pătrat... Dă expresia despre un radical, să zic, nu? Da. Dar ce problemă? Bună, radical din... hai să zic așa, radical din minus 4, cât face? Păi nu se poate. Radicalul trebuie să fie mai mare. Radicalul. Ce se află sub radical trebuie să fie mai mare egal decât 0, sigur că da. Deci scrie acolo, radicalul de ordin par are pretenție. Deci radicalul de ordin par, adică ce ordin par? De ordin 2, 4, 6, da? Cere neapărat ca ce este sub radical să fie număr pozitiv. Asta e pretenția lui. Deci eu nu mă pot descurca. Să nu mă pui în situația aceea, dintr-un număr, că nu știu să fac în mulțimea numărul reale. Deci cel radical de ordin par are pretenții. Nu se descurcă când e vorba să lucreze din numere negative. Care e pretenția? Să aibă neapărat numere pozitive. De aceea punem repede condiția. Deci punem condiția de existență 3x minus 1 totul supra x pătrat minus 1 pe lângă 5x minus 2 să fie mai mare egal decât 0. Asta e pretenția. Deci 3x minus 1 supra x pătrat pe lângă 5x minus 2 să fie mai mare egal decât 0.
Deci când vedem un radical de ordin 2, 4, 6, imediat sărim pe condiția asta, urgentă. Și acum iată că ești pus în situația să rezolvi o inecuație fracționară. Da. Vezi că noi ne-am făcut lucrurile astea întâmplător, nu ne-am pregătit așa ca să treacă vremea, ci pentru că sunt situații când poți să întâlnești în practică chiar o funcție de așa asta și ca să poți lucra și să poți așa stabili lucruri, trebuie să știi exact ce se întâmplă cu radicală de ordine 4 în mulțimea numere reale. Există numai din numere pozitive. Așadar, cum procedăm ca să găsim X și pentru care se întâmplă chestia asta? Păi luăm fiecare în parte. Sigur că da. Deci de aici o să luăm pe 3X minus 1 egal cu 0. Ceea ce înseamnă că X egal cu 1 pe 3X. Da. Apoi? X pătrat minus 1 egal cu 0. Da. Care mă conduce la? La X1. X pătrat egal cu 1, X pătrat nu? Egal cu 1. Ce înseamnă X1, 2? 2 egal cu plus minus 1. Așa, apoi 5X minus 2. 5X minus 2. Egal cu 0? Cu 0, echivalent cu X egal cu 2 pe 5. 2 pe 5. Și facem tabelul de variații pentru fiecare în parte, de parcă avea funcția după rețeta asta, deci x și de la minus infinit, adică toată axa reală, o punem, nu? De la minus infinit la plus infinit. Și prima, hai să stabilim semnul 3x minus 1. 3x minus 1 este 0. Unde? În 1 pe 3. Deci când e 1 pe 3, imaginea este 0. Și acum, ca să terminăm treaba, dăm lui x o valoare din zona, din 1, din interval la minus infinit, la 1 pe 3 sau la 1 pe 3 încolo, fiindcă s-a aflut 0 aici, nu? Cel mai bine e să dăm pe 0. Și vine minus 1, nu? Deci minus. Minus toată perioada asta. Apoi, plus. Cine urmează? X pătrat minus 1. X pătrat minus 1. Nu este 0 în punctul 1. X pătrat minus 1 este 0 în punctele minus 1 și 1, da? Minus 1 și 1 este 0. Imaginea este 0. Și dăm un X din zona care vrem noi. Cel mai comod este tot acolo unde intervalul unde se află X egal cu 0. Da. Și unde se află X egal cu 0? Între minus 1 și 1. Și 1, da. Da? Și dacă dăm 0, face negativ. Da? Deci, minus 1. Deci vine minus pe aici, urmă plus. Și haideți să vedem și ultima este vorba de 5x minus 2. 5x minus 2 devine 0 unde? 2 pe 5. 2 pe 5. 2 după pe 5. 1. 2 pe 5 și timp de 1? Pe 5 pe 2. E mai încolo de 1. Mai în stânga, nu? Dar în raport cu 1 pe 3 se fac. Este mai la stânga de 1 pe 3. Mai la stânga de 1 pe 3. Adică ar fi așa, cum o spui tu, că 2 pe 5, 5 e mai mic decât 1 pe 3, spui, nu? Da. Așa ți se pare ție. Hai să aduc același mitor și vin 3 ori 2 echivalent, cum aș spune că 6 e mai mic decât 5. Nu e adevărat. Deci este. Dar trebuie să gândești tot timpul așa, deci nu te poți pronunța repede, ci pur și simplu compar cele două fracții. Am pus așa că ar fi mai mic și adică nu e bine, deci îl pun pe 2 pe 5 după 1 pe 3, cam aici, da? 2 pe 5, în dreptul său 0 și acum dau lui X o valoare de la tot pe 0, da. Până la 2 pe 5 este aici 0. Da. Și când de X-ul 0, face minus toată perioada aici, după aceea plus. Și iată-ne că am reușit în clipa asta să aranjez fracția, și anume am fracția 3X minus 1. 3x minus 1 totul supra x pătrat minus 1 pe lângă 5x minus 2. Da? Asta e fracția. Și acum fac legea semnilor. Am să... Aici este bară. Aici este bară, foarte bine. Dar 1 pe 3. Tot bară. 1 pe 3. Cine este 0 la 1 pe 3? Asta, 3x minus 1, da? Și unde se află 3x minus 1? Se află la numărător. 0 pe ceva face 0. Da? Aici punem 0.
La 2 pe 5, unde este 0? Cine este la 2 pe 5, 0? Uite, 5x minus 2. Așa, și 5x minus 2 unde se află? La numărător sau la numitor? La numitor. Și dacă se află la numitor, acolo e bară. Da? Deci bară aici. Mergem la 1 și la 1 ce putem spune? Cine este 0? La x pătrat, deci e tot bară. Tot bară, da? Și acum începem să vedem semnul. Da? Minus cu plus, de minus, minus plus. Deci vezi cât de minus? 2 de minus. Gata, e plus. Da? 2 de minus face plus. Și plusul acela plus. Deci vine plus, merge cu plus până la minus 1. După care? După minus. După ce este minus? După minus. Nu, pardon, e plus. Da, nu, pardon. Să vedem concret. Dar câți de minus găsim pe zona asta între cele două? 2 de minus. 2 de minus, da. Deci vine plus, da? Plus, da. Așa. Mai departe. După plus cu minus, minus. Minus. Și plus. Și plus. Și acum, unde 3x minus 1 supra x pătrat minus, pe lângă x pătrat minus 1 pe lângă 5x minus 2 este mai mare ca 0? Când este mai mare ca 0? Unde? Unde vezi tu că e mai mare egal ca 0? X aparține intervalului de la minus infinit la minus 1. Minus infinit la minus 1. Reunit cu... Atenție, mai mare egal cu 0, deși e egal cu 0. Dar la minus 1 este bară, deci interval deschis. Deschis. Reunit cu? Cu minus 1 pe 3, 2 pe 5. Nu e minus 1 pe 3. 1 pe 3. Pardon, 1 pe 3. 1 pe 3 la 2 pe 5. Și la 1 pe 3 ce fel de interval să am? Deschis. Nu, că este mai mic sau egal decât 0, e închis. Deci închis. Nu e mai mic, mai mare egal decât 0. Da, mai mare. Da? Deci cu plus, în zona, da. Cu plus. Până la 2 pe 5 deschis, că e bară. Reunit cu 1 plus infinit. Cu 1 plus infinit deschis la 1. Și la 1 și la plus infinit. Ei, asta este zona pentru care se întâmplă ca expresia toată de sub radical să fie pozitivă. Și dacă asta este zona, atunci radicalul se descurcă pe aici. Pentru că tot timpul când îi dăm lui x de aici, la minus infinit la minus 1, sau la între 1 pe 3 și 2 pe 5, sau la 1 încolo, subradical se va afla un număr pozitiv. Și atunci voi spune că f e definită, iată chiar acum spun, f e definită, șterg aici, că a fost o mare prostie, f e definită pe exact ce am găsit aici, de la minus infinit la minus 1. Reunit cu închis, 1 pe 3 la 2 pe 5. Reunit cu 1 plus infinit. Deci ăsta este domeniul de definiție cu valori în el. Deci cu valori în el. Deci e o problemă importantă să avem la domeniul de definiție. Da? Deci înțelegem bine că problema domeniului definiției e foarte multe greșiții lăsate ca să vadă autorul dacă tu știi ce trebuie să pui ca să găsești mulțimea. Respectiv, să găsești X și Y pentru care poți să faci să găsești imagini. Dacă n-ai fi știut că radicalul de ora din par are pretenția asta, că nu se descurcă din numerele pozitive, n-ai fi pus condiția. Și spui, îți definit pe el. Și s-a lăsat așa la ureche, când vezi o funcție, e definită pe el. Nu, nu. Sunt situații că e definit pe tot el. Dar de cele mai multe ori o mulțime pe partea lui el. Da? Iată aici, pe o parte din el, de la minus 1 la minus 1, la 1 pe 3, la 1, 2 pe 5 și la 1 acolo. Dar zona asta de la minus 1 la 1 pe 3 trebuie scoasă tot intervalul ăla. Și la fel între 2 pe 5 și 1. Deci vezi, nu ne permitem să aruncăm așa la întâmplare. Dar dacă experiența din urmă era așa, vine o funcție, f definită pe R. Da? Și nu s-a insistat deloc. Și cu asta, domnule, ce se întâmplă? Ori noi am vorbit despre funcții. Ai văzut? Când ai deschis gura și ai spus, ai pronunțat cuvântul funcții, trebuie să ai clar în minte niște lucruri, anume de unde se pleacă, unde se ajunge și cum se ajunge. De unde se pleacă la o mulțime, la o altă mulțime și cum se ajunge acolo. Cine face corespondența? Legea de corespondență.
Da, cele trei lucruri. Da? Și pretențiile funcției pleacă tot, deci nu voi, n-ai voie să lași vreun element în domeniu care... Să nu-i coincidă două. Să ne pui ceva în corespondență. Și al doua, pretenții, nu se poate ca un element să plece în două direcții deodată, da? Astea sunt lucruri foarte, foarte importante. Bine, haide să mai mergem mai departe. Am mers cu un prim exemplu. Acum înțelegem de ce trebuie să rezolvăm inecuațiile acestea, de ce să știm să rezolvăm inecuații fracționale. Iată, se poate întâmpla să ai o situație de aceasta și dacă nu știi să rezolvi, nu faci nicio mișcare acolo. Stai și te uiți și zici, da, să chef de fiind pe el. Deci acasă spun, ce ți-o dat asta? Și cum ai făcut? Păi am făcut și am spus, chef de fiind pe el. Tu ești convins că ai făcut bine? Nu? Și iată că e totul aiurea. Ia să vedem o altă funcție. Să spunem funcția f de x. F de x. Egal cu radical din 3x. 3x pătrat plus 2x. 3x pătrat plus 2x. Supra x la a 3-a minus 8 minus 5 radical din radical de ori 4 și radical de ori 4 din 4x pătrat minus 9 totul supra x la 3-a plus 8. Nu am făcut decât să dau legea de corespondență după așa, acești doi radicali, un radical de ordin 2, un de ordin 4 și problema este f definită pe cu valori n. Deci trebuie să aflăm domeniul de definiție. Da. Acum mă spui repede f definită pe el? Nu. Ce observăm aici? Care este povestea? Păi prima este radical de ordin par. Deci când ai văzut radical, ca să existe toate, trebuie să existe amândoi radicale. Da. Da? De ce începem? Pentru tine. Hai să te rămuresc pe tine, zicem, da? Și să rămurim. Așa că vom pune prima condiție, anume 3x pătrat plus 2x. Da? Totul supra. Supra x la a treia. Mai mare sau egal decât 0. Mai mare egal decât 0. Și de acum, azi am pus condiția, asta am avut de făcut, merg mai departe. Și la 5 la... Și ăsta, că e indice 4, da, dacă ai fost indice 4, 3, n-am fi avut nicio problemă, da? Dar indice 4 trebuie să punem condiția, adică? 5 radical din... Nu pe 5. Ce este subradical? A, nu, da. Dar cu 5 nu ai 5. Da. Este o operație care se face acolo. 4x pătrat. 4x pătrat minus 9. Supra x la 3-a. Plus 8. Mai mare sau egal decât 0? Mai mare egal decât 0. Astea sunt cele două condiții, așa o să zicem, un sistem. Da, un sistem. E un sistem de inecuații. Și pornim cu primul. Începem pentru... Cum știm noi? 3x pătrat plus 2x. 3x pătrat plus 2x. Mai mare sau egal decât 0? Nu mai mare egal cu 0, egal cu 0. Ah, da. Nu, încă mai mare. Nu e inecuație de sensătătoare. Și nu așa procedăm, egalăm, găsim rădăcine, facem tabelul, de variația semnului, mai văzut cum. Da. Deci, cum facem? Am egalat cu 0. Acolo e cu delta? Da. Păi, deci? Este gradul 2. E din gradul 2, corect. Dar ce am învățat? Ce am spus? În situațiile în care lipsește C-ul deci, sau B-ul sunt ecuații particulare. Da, dăm un X în față. Păi, și să muncim cu delta și să greșim pe acolo și... Da. Deci, X pe lângă. X pe lângă 3X plus 2. Da, egal cu 0. Egal cu 0. Da. Rezultă X1 egal cu 0. Deci o să avem X1 egal cu 0. Iar X2 va fi egal cu 3X plus 2 egal cu 0. 0. X egal cu 2 pe 3. X2 egal cu 2 pe 3. Minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3. Da? Și acum facem și tabelul de variație a semnului. X de la minus infinit la plus infinit.
Da, de la minus la infinit la plus infinit. Și avem x pe lângă 3x plus 2. Este 0, punctul 0 și... Deci este 0 în x egal cu 0. Deci în x egal cu 0 este 0. Și minus 2 pe 3. Și minus 2 pe 3 tot 0 este, da? Bun. Să dăm lui x o valoare. 1. 1. Din zona asta, da? Da. 1 aici. Și dacă dai lui x valoarea 1, cât obții? 3, 1, 3, 3 și cu 2. 5. Deci x plus. Da. Aici este, nu x pe lângă 3x plus 2 neapărat, îl lăsăm, da, nu a fost dat atunci, da. Același lucru, 3x pătrat plus 2x. Așa. Și cât ți-a dat? Plus parcă, nu? Da, plus. Toată zona asta, minus înapoi în zona asta, altă și pe mergi, plus. Să vedem pe cea de x la 3 minus 8, da? Da. X la 3 minus 8. Tragem linii și să facem semnul. Lui x la a treia minus 8 egal cu 0. Cum propui tu? Păi îl descompunem pe x la a treia minus 8. Cum se descompune? Ca x minus 2. Așa, te gândești la o ca să fie 2 la a treia, da? Deci hai să scriem. E de parcă ar fi x la a treia minus 2 la a treia. Și acum te gândești la formula care? X minus 2. Așa vine, x minus 2, a minus b. Așa. X minus 2, pe lângă. A la a doua. Adică x la a doua. X la a doua. Plus a b. Plus a b. Adică plus. Plus 2x. Plus 2x, corect. Și plus, plus b la a doua. B la a doua, care e 8. Nu, păi 2 la a doua. 4. Plus 4, egal cu 0. Și când? O mulțire a obțin 0. Când unul dintre... Pe rând fiecare cu șansă să fie 0. Deci vine x minus 2 egal cu 0. Adică x 1 egal cu 2. Da. Și cum o să rezolvăm și cealaltă x pătrat plus 2x plus 4 egal cu 0. Te rog. Rezolvăm pe asta x pătrat plus 2x plus 4. Aici nu ai ce face, că sunt 4... Sunt toți termeni A, B și C prezenți. Coeficienții sunt A1, B1, 2 și C1, 4. Delta dă negativ. Și dacă delta e negativ, rezultă x2, 3, cele două, 3, 2 rădăcini, că 1 am pus-o, da? Cele 2 și 3. Deci aparțin numărilor complexe. Deci nu mă sunt rădăcini reale, da. N-ai ce face. Acum, de desubt, o să scriem repede fracția. E vorba de 3x pătrat plus 2x, totul supra, x la a treia minus 8. Și facem treabă, și anume, încep, dar mai întâi să punem rădăcina aici, la x la a treia minus 8. Cel o singură rădăcină avem pe 2, nu? 2, în dreptul său e 0, dai o valoare dintr-unul din intervale, 1. Poți să dai 1. Sau 0. Da. Este și 0. Da. Dacă dai 0, 0 minus 8 face minus, nu? Deci dacă te dai 1, tot așa e negativ. Da. Da. Deci minus 4 perioada asta. Și pe urmă plus. Și acum scriem fracția de desubt. Da. Și începem. Unde punem bară? Unde la punem? 2 pe 0. Da, deci la? 2. La 2. În dreptul 2, sigur că da. Punem 0. Punem 0 sau? Bar. Bar, corect, e la numitor, da? Și în dreptul ăsta punem ce? Aici și aici sunt 0 cine? 3x pătrat plus 2x sunt 0. 0. Atunci 0 pe ceva, vezi, face 0. 0. Și 0, da? Da. Și începem semnele. Minus. Minus. Pe aici. Plus. Plus. Minus. Minus. Plus. Plus. Totul este rezolvat. Și acum vedem unde fracția e pozitivă. Citim unde e pozitivă. Este pozitivă. X aparține intervalului. Da, de ce nu lucrești tu?
Bă, da, dar unde ce să spun că nu faci factura? Ce nu, acasă nu mai faci, nu te uiți tu. Fă-ți acum, e păcat. Începutul aici, nu? Începutul aici și finalizează. Da. A, dar tu aici ne mai lăsat loc să pui și cu cealaltă. Deci după X, o, pot, da? Hai, fă-o repede ca să fie corect sau poate. Fă-ți un obișnuit în a lucra concret. Că altfel ai o parte din informație. Deci fracția 3x pătrat plus 2x totul spre x la 3 minus 8. Și acum citim cum a vrut să fie în ecuația. Ne întoarcem acolo în urmă și vedem ce semn a vrut să fie. Mai mare semn de x aparține intervalului. În dreptul său spunem, da? La inecuație. Echivalent cu x aparține de la. Unde vezi plus? Minus 2 pe 3. Până la 0. Așa. Deci x aparține, fiind și cu egal, e minus 2 pe 3, interval închis, da? Până la 0, închis, da. Reunit cu zona, reunit cu 2 plus infinit. De la 2 la 2 la plus infinit. Da? Deci de la 2 la plus infinit. Iată că am rezolvat pentru prima inecuație, trecem la a doua inecuație și începem din nou munca și acolo. Adică, ce o să facem? Hai, vorbește. 4x pătrat minus 9 mai mare sau egal decât 0? Nu mai mare egal decât 0. Păi, dacă e egal cu 0. 4x pătrat minus 9 egal cu 0 ca să găsesc rădăcină, deci atașa în ecuația. Da? Echivalent cu x pe lângă 4x minus 9. Cum? Dar ai, amândoi au x, de zis x pe lângă. Scoți, scoți în factor comun că n-am amândoi. Da. Deci ce faci aici? 4x pătrat egal cu 9. Da. 4x pătrat egal cu 9. Adică de aici, x pătrat egal cu 9 pe 4. 9 pe 4 și minus 9 pe 4. Dacă la pătrat e 9 pe 4, da. Atunci ce spunem? Da, e numai 9 pe 4. Ei, cum să mai fie numai 9 pe 4? Sunt două radicali din 9 pe 4. Deci echivalent. Poate spune că x1, 2 egal cu plus minus radical din 9 pe 4. Care înseamnă egal mai departe cu plus minus 3 pe 2. Radical și din numărător și din numitor. Păi e la pătrat acolo. A. Deci x pătrat egal cu 9 pe 4, trebuia să ne așteptăm la două soluții. Că dacă la pătrat este 4x pătrat egal cu 9, x pătrat egal cu 9 pe 4, x1, 2 egal cu plus minus 3 pe 2. Și după x la 3 plus 8. Deci cealaltă, x la 3 plus 8, x la 3 plus 8 egal cu 0. Echivalent cu? Dar mi se pare că am reușit. Am avut x la 3 minus 8. Minus 8. Pe el descompunem și vine x plus 2. Așa. Deci x la 3, x la 3 plus 8 egal cu x plus 2 acum. Nu este x minus 2, este când am cu minus. Pe lângă x pătrat, x pătrat minus. Așa, acum minus, alternează semnul, da? Minus, minus 2x a minus ab, minus 2x plus 4. Plus b la 2, egal cu 0, da? Ce ar însemna echivalent cu? Echivalent cu x plus 2 egal cu 0. 0 echivalent cu x egal cu minus 2. Da.
x-ul, de fapt. Așa, x-ul nu egal cu minus 2 și pe urmă cealaltă ecuație. X pătrat minus 2, x plus 4 egal cu 0. Egal cu 0 și asta e ecuație de gradul 2 și te rog să finalizezi tu acolo. Ia să vedem. Tot negativ, da? Tot negativ, așa. Aparțin numele complexe, deci nu, deci este o singură. Așa, o singură rădăcină. Da, și este o singură rădăcină reală. Acum începem, construim tabelul ca să facem toată povestea aceea de sus. Deci, începem. X de la minus infinit la plus infinit. La plus infinit. 3x pătrat plus 3x. 3x pătrat. Anu, 4x pătrat minus 9. Așa, 4x pătrat minus 9 e prima. Și era 0 în punctele... În care puncte? Plus minus radical, minus 3 pe 2. Deci minus 3 pe 2 și în respectiv 3 pe 2 este 0, da? Nu stai pe 2, stai pe 2, 0. Și acum luăm o valoare intermediară pe 0. Este aici, nu? E minus între ei. Deci minus va fi și pe urmă în afară plus, plus. După care mergem mai departe și x pătrat minus 2. E vorba de x la 3 plus 8. X la 3 plus 8 care are ca rădăcină. Doar pe 2. Doar 2, 2 unde îl pun? După 3 pe 2. După 3 pe 3, 2 și în dreptul său este 0. 0. Dăm lui o valoare 3. 3, ca să fie dincolo, nu? Da, 2 e pozitiv. Plus. Deci plus pe aici. Și minus. Și minus în partea asta. Și acum o să scriem fracția 4x pătrat minus 9 totul supra x la 3 plus 8. Nu? Și începem să vedem unde, mai întâi unde punem zerouri, unde punem unde punem bară. În dreptul minus 3 pe 2 și 0 vine 0. Da, deci aici la 3 pe 2 tot 0, nu? La amândouă. Și bară la 2 pe 2. Și la 2 bară. Și începem legea semnilor. Plus cu minus, minus. Minus. Apoi plus. Plus. Minus. Minus. Și plus, da? Și să răspundem în dreptul său, unde anume este mai mare egal ca 0. Deci la cea de-a doua inecuații răspundem aici, echivalent. Cu x aparține intervalului închis, minus 3 pe 2. 3 pe 2. Deci x aparține intervalului închis, minus 3 pe 2, 3 pe 2. Așa este, da? Da. X aparține intervalul închis. Minus 3 pe 2. 3 pe 2. Reunit cu 2 plus infinit. Reunit cu 2 plus infinit. Asta e zona pe care am descoperit-o. Zona care... pentru care e cea de-a doua inecuație. Da? Deci ca cel de-a doua radical. Da. Deci primul există când x este a. Al doilea există când x sunt de zona asta, dar nu uita că tu ai funcția în totalitate, trebuie să existe și prima și al doilea. Deci să existe și primul radical și al doilea. Independent. Și prima condiție și cea de-a doua condiție. Ca să fie amândouă, ce facem? Ca să fie și una și cealaltă. Am făcut data trecută. Luam pe o singură dreaptă. Și luam cu mulțimea asta, luam și pe cealaltă și trebuia să vedem care e zona comună, nu? Intersecția. Deci, vedem repede. Minus 2 pe 3. Deci, să le luăm în ordine. Minus infinit plus infinit, nu? Ne-am pus simbolurile acestea. Și acum împrăștile tu în ordine. Minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3. Pe aici undeva, minus 2 pe 3, dar e și minus 3 pe 2.
este la cea de-a doua, minus 3 pe 2, nu se pot pe minus 3 pe 2. Minus 1,5. După minus 3 pe 2. Mai în partea asta, nu? E mai mare minus 3 pe 2. Că e un minus 1,5. Dar el e negativ, el zice spre... Da, deci minus... Stânga. Minus 3 pe 2. Minus 3 pe 2. Între minus 3 pe 2 și minus 2 pe 3 e mai mare minus 2 pe 3. Mai îndreaptă, mai aproape de 0. Da? Ce e îndreaptă, sunt mai mari, cele este gas mai mici. După 3 pe 2. După aceea ar trebui 3 pe 2. Da. Și? 2. 2. Prima. Hai să rămânem pe prima. Faci de unde? De la minus 2 pe 3 la... A, trebuie și 0. Da? De și 0 trebuie să-l punem. Pe aici undeva. Da. Prima vrea de la minus 2 pe 3 până la 0. Și așa punem, nu? Zona asta. Cealaltă vrea de la... Și mai vrea tot prima de la 2 încolo. Da. Și am terminat cu ea. A doua vrea de la... La 3 pe 2. Deci la minus 3 pe 2 la 3 pe 2. Da. Și mai vrea unde? 2 plus infinit. La 2 plus infinit. Și fiindcă am avut două inecuații, căutăm unde sunt două linii suprapuse. La 2 plus infinit. La 2 plus infinit odată. Și la... Minus 3 pe 2 și 0. Minus 2 pe 3? Da. Minus 2 pe 3 și 0. Deci, răspunsul corect este x aparține de la minus 2 pe 3 la 0 reunit cu 2 plus infinit, da? Cu 2 deschis la plus infinit. Deci la minus 3 pe 2. Dar x plus 8 egal cu 0, x egal cu minus 2, mă. Când am făcut x plus 8 egal cu 0, x la 3 plus 8 egal cu 0, a fost x plus 2, ia mă, minte știți tu. A fost x plus 2 pe lângă x pătrat minus 2x plus 4, nu? Și când am acumulat-o pe prima, a fost x plus 2 egal cu 0, x egal cu minus 2. Deci am greșit. Nu 2. Dacă x plus 2 egal cu 0, x egal cu minus 2. Am greșit asta. Deci nu 2 trebuia să ne dea, ci minus 2. Doar minus 2 e pe aici undeva. Hai să revenim că e o greșeală. Da? Așa. Deci în loc de asta de aici, minus 2 aici e bara. Aici e 0. Plus cu minus e minus până aici. Aici e bara. Minus... plus cu minus, dar de acum e din coace plus tot timpul, plus, plus, plus peste tot, și de acum am aici plus, apoi minus, și pe urmă plus. Da, iată, trebuie să revenim asupra tabelului, că am fost neatent și am greșit. Acum ne întoarcem și răspundem la cea de-a doua inecuație. Nu este corect cum am găsit mai devreme, ci corect este unde x-ul, unde este fracția asta pozitivă. De la minus 2 la... La 0. De la minus 3 pe 2. Așa. Deci x aparține de la minus 2 deschis la minus 3 pe 2 închis, reunit cu... Unde mai vedem plus? 3 pe 2 plus infinit. De la așa, de la 3 pe 2 la plus infinit. Da? Am revenit bine când mi-am dat seama. Și acum, pentru cea de-a doua inecuație să ștergem. Și avem și valoarea minus 2, pe care trebuie să o punem pe aici puneva. Minus 2, da? 2 o șterge. Nu, lăsăm 2, că e de la primul. Ah, da, e de la 2. Da? Acum e clar că și 2 și minus 2, tot este perfect. Pentru prima este minus 2 pe 3, 0. Și la 2 încolo, da? Și pentru a doua este de la minus 2 la
minus 3 pe 2. Uite, minus 2, minus 3 pe 2. Așa. Și de la 3 pe 2 încolo, la plus infinit. Și acum întrebarea este, unde vezi tu două linii? De la 3 pe 2 la plus. Două linii suprapuse. Că-s două în ecuație. Una, două. Să fie și prima și a doua. Unde vezi două linii așa? Păi de la 3 pe 2 la plus infinit. De la 3 pe 2 la plus. Nu. Uite, zona asta e o singură linie. De la 2 la plus infinit. La 2 la plus infinit, atât. Da. Deci, se vede, e adevărat. Deci, sunt amândouă îndeplinite, dacă și-o mai dacă, x aparține de la 2 la plus infinit. De la 2 la plus infinit, deschis pe a 2 chiar. Da, da. Uite, avem deschis aici. Deschis un. Și de la 2 la plus infinit, niciodată la plus infinit nu se închide. Da, da. Deci, eu sunt simbol. Da. Și atunci, f-ul definită, vă spun acum, f-ul definită, pe 2 plus infinit, 2 la plus infinit, cu valori în el. Da? Deci asta este abia acum problema complet rezolvată. Vreau să-ți atrag atenția că data trecută am recordat greșeala aceea, să spun, sunt prostii. Iar dacă aș fi dat un x din zona aceea, fie primul radical, fie al doilea, nu există. Hai să dăm, uite, de la 2 încolo nu se află 0. Să dăm x egal cu 0, ce se întâmplă. Deci, hai să facem f de 0. F de 0 ar face, dar mai departe, cu radical din 3 ori 0 plus 0. 0? 0 pe ceva? De 0. 0. De 0. Minus 5 ori radical din indice 4 din. Și locuim pe x cu 0 și face cât? Minus 9. Minus 9. Supra 8. 8. Și radicalul din minus 9 pe 8 este un număr negativ. Da. Și nu există radicalul ăsta. Trebuie să spun, nu, eu nu mă pot descurca. Tu te-ai descurcat, că din 0 face 0. Da, aici face 0. Dar aici nu mai pot răspunde. Vezi? Noi putem găsi imagine. Da. Deci, practic, lui 0 îi se găsește ce? Nu poți să-i pune imagine. Nu îi găsesc imagine și atunci nu e funcția corect definită. Deci nu poți să păstrezi nimic în domeniu, niciun element care să nu poți găsi imagine. Acum, dacă aș lua la 2 încolo, da, treaba merge bine. Ia să vedem. 3. 3. Pentru f de 3, cât ar face? F de 3 egal cu radical din 3 ori 9, 27. Da. Plus 6. Plus 6. Da. Supra 27. Minus 8. Și egal cu 19. Da. Minus 5 radical din ori din 4, 5 radical de 4, din? 4 ori 27. 4 ori 27. 27, așa vine? Da. E 3 la 3. Nu, păi, e 3 la 2. A, doua. A, e 4 ori 9, 36. 36 minus 9. 27 plus 8. Și face radical din 33, nu? Da. 33 pe 19, minus 5 radical din, ori din 4, din 36 minus 9, 27, pe 27 și 8, 5, 35. Deci, și primul există, și cel de-al doilea există, sunt niște numere, se calculează, da, numai ca pe discuții are rost, poți găsi imagine. Deci nu mai suntem în panică cum a fost data trecută, când ne-am trezit că la radical de ordinul care? De ordinul 4 sau nu știu care a fost acolo, nu exista radical. Uite, nu, radical de ordinul din minus 9 pe 8, da? Da. Din minus 9 pe 8. Și nu puteam să găsim o imagine a lui 0. Însă la toate celelalte găsim imagine. Asta este lucru foarte clar. Deci, hai să mai recapitulăm încă o dată. Ce ai tu acum foarte clar când
ci se dă o funcție, ca să stabilești domeniul definiției, trebuie să știi pentru fiecare parte, pentru fiecare în parte, ce condiții impui. Aici am avut numai cu radical discuția, da? Și cu fracții. Fracția există dacă numitorul e diferit de 0. Dar eu am surprins, n-am mai pus condiția x la 3 plus 8 diferit de 0 pentru că am pus bani acolo. Da? Deci asta merită clar să înțelegem că punem condițiile, sunt pentru radical de ordin par punem condiții ca și sub radical să fie mai mare sau egal cu 0. Dacă aș fi dat și un radical de ordin par, nu mai pun condiția asta. Da? Deci limpede este că am acolo un sistem de condiții impuse și îndată trebuie să găsesc, să rezolv pe fiecare în parte, găsesc răspunsul pentru ce interval ar fi satisfăcută prima, a doua și pe urmă ca să fie amândouă pe o axă, pe o dreaptă, luăm intervale, atenție la poziționarea numerelor pe axă și unde vezi două linii, pentru că două inecuații am avut, da? Deci două inecuații. Dacă aș avut trei inecuații, ar fi fost interesat de trei suprapune, da? E, asta este ideea de lucru la... De aceea am făcut inecuații, sisteme de inecuații, pentru că eram puși în situația asta de a ști să stabilești corect domeniul de definiție. Iată că aici am și capturat o dată ce înseamnă funcție. Deci când ai zis funcție, trei elemente, le ai în vedere domeniul definiției, codomeniul și legea de corespondență, modul în care se fac asocierile, modul în care obții imaginea. Că tu, când zici F de, deci te interesezi de Y-ul care s-ar pune în corespondență lui 0, cum am făcut noi F de 0, sau F de 3, da? Lui 3. Asta facem noi, practic. Găsim imaginea după rețeta respectivă. Am spus data trecută și despre modul. Am vorbit și ceva, am zis în lecție, dar n-am mai apucat să mai vorbim. Hai să încercăm acum la modul și să vedem ce e de făcut într-o astfel de situație. Cu cine este egal? Da, mai întâi să încerc să vedem cât e timpul ca să văd dacă s-a făcut un fișier, să-l închidem. Așa, 47. Încă trec la o altă temă, hai să închidem.